Salutare tuturor! Mă aud? Bun, bun. Haideți, băi, să dăm drumul la treabă. Să vedem ce putem face azi. Mamă, iară, ies ăștia. Zici că e din cauza la scaun, nu? Din cauza la scaun se vede așa, n-ai cum să stai altfel. Încă nu este gata studioul, nu vedeți? Am numai green screen pe aici, prin spate. Lucio Base slab și Lucio la bun. Gen, versiunea cea mai bună. Vreau adversar. Facem petiție. Cum slab dacă e terminat? Dacă e terminat, trebuie să fie bun? Sau cum? Te pup, Sherby. Azi pe mie, dar așa vreau. Hulk, ce zici Hulk? La treabă, Luci! Fac bani și de gulit de la mă să-l iau, nici nu știu dacă se iau gulit sau să joc cu Bellingham. Da, eu joc cu Bellingham. Felix, hai Felixe, joacă Felixe. Știu că am mai când, dar nu l-aș lua. Că nu știu, că nu-mi pică nimic. Să dau 400 de mii sau să bag 1,5 milion în joc așa degeaba.
Mamă, ăștia ies instant, frate. Crezi că Lucie e peste Vidic? Amândoi sunt slabi. Van Dijk, Ramos. Ăștia-s buni. Van Dijk cel mai bun, Ramos, Maldini. Maldini peste Ramos. Van Dijk, Maldini, cei mai buni, în opinia mea. Da, e scump ăsta. Ești live și nu mi-a apărut notificare? Exact asta mi-a zis și Cristi acum pe Messenger. Nu dau ăștia notificări de la YouTube. E nasol, mă, e nasol te noi de YouTuber. Pentru că YouTube-ul nu te ajută cum te ajută Twitch-ul la stream. Pe Twitch poți să pui și tu ce muzică vrei. Da, uite, 400.000 sau 3.000 de FIFA points. 3.000 de FIFA points care înseamnă... Trebuie să-ți iei pachetul ăsta. Ca să, bine, eu pot să-l iau pe ăsta, dar în mod normal trebuie să-l iei pe ăsta, care sunt 40 de lire. 2 milioane și... Da, mă, ca și streamer nu e susținut de YouTube, nu e o platformă atât de bună pentru stream, dar la noi în România este cea mai populară. Că și mie mi-ar fi convenit mai mult să mă duc pe Twitch. Puteam să pun ce muzică vreau, nu aveam atâtea restricții. Noroc cu story, da. Exact ce ziceam. Erau, da, nu dau mereu. Mamă, cât stau să-mi găsească match. Andrew, best player in the world for sure. Let's go, Eden. Am chef iar să mă joc. Am văzut și eu, n-am auzit niciodată de Santiram Nima, chiar mă miram. Am văzut că au pus ei că e o tânără speranță, nu știu cum, dar nu-l știu, Santiram, niciodată n-am auzit. Or să-l bage la anul, vă dați seama, la Liga, or să-l bage peste tot. Nu sunt slabi ăștia de la... Nu sunt slabi ăștia de la Team Gulit, nu sunt fraieri. Au luat în la Liga, îi fac acum reclamă, îl promovează, la anul or să-l trimite la o echipă în la Liga să aibă expunere și în Spania, că Spania e cam cea mai mare ligă de FIFA. Tot pentru ei e bine. Nu sunt slab deloc, știu marketing foarte bine cei de la Team Gulit. Părerea mea că nu e o echipă atât de bună, adică au avut mereu un jucător de top. Dar, mamă, 42 MS, nu? Nu mi se pare cea mai mare echipă, dar au fost foarte bun pe marketing, adică ei nu dau salarii mari, ei nu știu. Nu plătesc jucătorii atât bine. Dar au luat jucători cu potențial, s-au folosit cum trebuie de numele lui Gulit, l-au adus pe Gulit acolo, adică și-au scos buget. Cu buget mic au făcut lucruri foarte mari, doar că s-au folosit anumite chestii. Mi se par foarte bun pe marketing cei de la Team Gulit. Sunt salarii mici acolo. Cred că doar Levi de Vert are salariu mare. Restul, nu știu, să zic maxim 1000 de euro, dar și 1000 cred că un jucător. Restul au 300, 200 de euro, ceva de genul ăsta. Sunt multe, mă.
Au făcut cum face CFR Cluj cu străinii din Liga 1, de câștigă 3 campionate la rând, așa, cu chingolit ăștia. Da, mă, dar CFR-ul investesc. Dau bani foarte mulți. E puțin Eden, dar ei știu să folosească de multe chestii. Bine, îți trimit echipamente, streaming, tot ce ai nevoie, adică se implică, dar așa ca salarii nu investesc mult. Îți pun antrenor la dispoziție. Și Levi cred că are mult. Din ce auzisem eu, avea într-o perioadă vreo 6.000. Bine, dar nu știu dacă doar de la Gurit, cred că și de la Red Bull, că ele semna și cu Red Bull și câte erau mai multe. Așa auzisem acum, nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar 100% are. Un jucător pro bun și cunoscut, are salariul minim, nu chiar 4.000, dar undeva la 2.000, da. Da, mă, plătesc multe, majoritatea echipelor plătesc așa bine. Dar, v-am zis, ăștia de la Gullit nu, sunt cam cei mai slabi pe plătit. Bine, au cheltuieli mari, adică nu comparați o echipă care are undeva la 6-7 jucători, au vreo 5 antrenori, plus staff-ul. Adică bagă bani mulți, dar așa individual n-am. Și au numai copii pentru că și nu sunt populari pe YouTube deloc. Nici Levi de Ver nu. Ei nu fac streaming. Poate de asta nici nu sunt plătiți, pentru că jucătorii de acolo nu sunt. Și contează foarte mult când îți negociezi un contract, contează foarte mult comunitatea pe care o ai. Și jucătorii de acolo sunt foarte slabi pe YouTube, Twitch, peste tot. Niciunul nu face stream așa des sau să aibă multe persoane. Haide, mă, ăsta intră. Da, dar nu face constant Eden, face rar. Și are puțin, ia mă câți are Levi. Pe Levi a dominat FIFA-ul 3 ani de zile. Levi trebuia să aibă cifrele lui Tex. Ia, sunt curios câți are Levi pe Twitch, de exemplu. Levi de Vert. Are 24.000 de urmăritori. Am eu mai mulți pe YouTube aproape. Și a dominat FIFA-ul 3 ani. A câștigat regional ante an. Ultimul live. Deci uite, ultimele live-uri, acum o săptămână, acum 2 săptămâni și acum o lună. Adică face pe lună ca în 3 live-uri. N-au expunere și de asta contează mult. Oh, 40 mes. Nu față de jucătorii care nu chiar așa bun. Da, pe mai multe aspecte când îți negociezi salariul, comunitatea, ce poți să aduci pe media. De exemplu, acum asta e tot ce contează. Să fii popular. Pentru că prin asta aduci sponsori. Nu interesează pe nimeni că ești tu Tex și că ești campion mondial și că ești cel mai bun din lume dacă tu n-ai cifre. Că sponsorii nu vin pe rezultate, sponsorii vin pe cifre. Nu interesează pe absolut nimeni cum joci tu FIFA. La nivel de sponsor. Dar de ce nu mai 38 MS?
Ia mă, stai să dau un test de conexiune. Păi aia de la Fanatic? Păi tocmai. Păi știi ce au sponsori? Îl au pe Tex care are cele mai bune cifre din FIFA. E normal? Din ce am înțeles, Tex ar avea, bă, nu știu, 15 sau 20.000 salariu pe lună. Da, are cifrele. Că el nu mai joacă, el nu joacă de bani ăștia, niciodată acum. Și Tom la fel, la... are tot cam la fel și Tom la XL aia. Ei nu joacă de bani ăștia acum, niciodată. Cine joacă acum de bani ăștia ar fi Emre, Ilmaz. Da. Da. Au cifrele, care asta contează. Păi Tex, deci Tex cu, dacă își calculează urmăritorii de pe toate rețelele de socializare, cred că are peste 1.000.000. Cu 1.000.000 de urmăritori pe toate astea, la orice sponsor se duce, el are intrare. Orice sponsor din lumea asta. Da, Emre e bun, foarte bun. Nu știu cum. Nu mi se pare că face ceva ieșit din comun. Dar joacă simplu, face lucrurile basic perfect, mi se pare. Și te atacă non-stop, te atacă non-stop. Te sparge în atac. Are 770.000 pe YouTube. Exact ce ziceam. Are intrare peste tot, Tex, la ce urmăritori are. Deci te 22 de minute așteptăm să găsim meci. Cifrele, mă, sunt importante, cifrele. Uite, și Seron, de exemplu. Seron e cel mai bun prieten al meu și e printre cei mai bine plătiți jucători din Cehia și el n-a fost nici la națională până anul ăsta, dar era cel mai popular pe Twitch pe astea. Asta e tot ce contează, să ai cifre. Ziua, seara. Da, mă, dar e weekend și tu joacă weekend, da, aia. Haide, mă, avem primul meci. Păi și Gorila la fel, da. Contează mult cifrele, v-am zis. Mamă, ce echipă bună are asta. The end is near.
nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would, and now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the jungle with the troops, trying to get it what it do. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid. To the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. Am luat DNF-ul. Travel to the mighty, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you, drop top without a choice, yeah. Hair blow around, singing stupid.
S-au dus serverele și îmi dă minus 20, mă. Da, Chris, știu că a picat la toată lumea, dar pică serverele și îmi dă minus 22. Mi-a până la tot cheful, gata. Na, am înțeat tot cheful, frate. Pică serverele și îmi dă minus. N-am văzut așa ceva, niciodată în viață. Pică serverul și îți dau, îți dă minus când îți pică serverul. Îți ia tot cheful, clar, că mai stau și oră să intru în meci. Luam plus 10 minim, da, la 22, nu știu, aveam undeva la 800. Aveam undeva la 800. Oh. Luam plus 10, plus 11. Intru cu oricine, nu mai m-am enervat, nu mai am niciun chef. Bă, dar ce soartă am. 3-0 pentru mine. Mamă, și sparg pe ăștia. Ce, mă, făceam punctele imediat, nu, câștigam pe ăla, mă duceam în 980 aproape, încă 3 meciuri imediat le câștigam. Era lege rău. Acum aia au coți mine, de la 944, 10 meciuri trebuie să joc. Nu mai am niciun chef.
Asta, gata. Nu mai joc un kid live. ...927, deci la ăsta luam plus 20. V-au picat și vouă serverele, mă? Doamne, deci vine să sparg tot. Ia asta să pun un story. V-au picat și vouă, mă? Nu joc pe weekend, mă stric la weekend, că stric mereu. Eu după ce joc în weekend, eu două zile nu mai pot să joc FIFA. Dar nu e mă de la consolă, de la netul meu sau de la nimic. La mine au picat serverele, la toată lumea a picat. Păi ce să fac, mă, frate? Hai să joc amicale puțin. Mă, o joc amicale, hai să-mi fac echipate regionale. Mamă, îmi doare capul, îmi bubuie capul de nervi. Hai ce mă doare capul. Mă duc să iau o pastilă. Ce echipă pot eu să-mi fac? Fac o echipă așa la mișto să joc și amicare.
Trei s-au picat, au picat, că a mai picat la cineva în chat. Cred, poate ție nu ți-a picat, dar au mai picat. Auzi, mă, să nu te enervezi. Cum să nu te enervezi, mă, când trebuie să faci 1000 de puncte este care pici la campionatul european? Am 966, conduc 2 meciuri și mă scoate, dar la 966 am 927. Vreau să fac 1000, acum eu trebuie să mă joc 5 ore. 5 ore dacă nu pierd, să meargă bine, să câștig, să astea. Joci cu Messi, da, așa aș vrea. Vreau să... Nu, sâmbătă nu joc cu Messi. Fără Messi aici, exact aceeași. Deci, aceeași echipă decât cu Van Dijk ăla mai... Stai să-l bag și pe ăsta. Pe Ramos. Ești chiar calm, nu știu eu. N-am ce să faci, frate. Pur și simplu. Nu ai ce să faci. Vreau să iau o ashwagandha de aia, să nu mă enervez așa. Mă enervez rău de tot. Dar nu au pe stoc la Genius. Aștept să bage pe stoc să-mi dau comandă. Mă fac echipă de regionale și mă bag la amicale, ce să fac? Nu stă ăsta, mă. Aia îl jucă așa. Shadow. O să controlez mult mai bine dacă e aici vaganda. O să iau. Hunter. Ia să testez și echipa asta regională, mă, că n-am jucat rău cu ea. Van Dijk, lăsăm așa. Ce joc frumos. Lasă-mă, Sebic nu mai zice, frate, că... Nu se poate așa ceva, mă. Dar nu e normal să se întâmple așa ceva, mă, eu asta, pe asta mor eu. Nu e normal să se întâmple așa ceva, pur și simplu. Get forward și ăștia cu getting behind toți. Stai că nu mai știu cum făcut sunt tacticile aici. Drift wide ăștia, ok, drift wide. Ce naiba, încerc vreoasă. Și pe mine m-a scos de două ori. Da, sunt, e de la server. Stai liniștit, mai și pierzi tu, mai pierzi tot. Eu mai enervez, mă, dacă spuneți voi de-astea. N-are nicio treabă cu realitatea, pe n-am mai pierdut. Eu n-am mai pierdut un meci la Rivals, cred că am câteva zile bune. Dacă acum au picat serverele, când conduceam. Deci eu conduceam în ambele meciuri. A, nu mă, că nu mă enervez ăștia, niciodată nu m-am enervat. Sunt mulți youtuberi care se enervau când le comentau în chat. Două DNF-uri la rând, Metin, aveam 966, conduceam 3-0 DNF, conduceam 1-0 DNF. Ce vrei să faci? Aia e.
i-a luat tot cheful, îți dai seama. Îți dai seama cât e. Se dai să spăla pe puiul că făcea lumea mișto de el în chat. Nu știu, nu mai încesc de alt. N-am treabă de alt YouTube-ul atât, ce se întâmplă în comunitate. N-am mai ținut legătura cu nimeni, v-am zis. Mă cunosc cu toți, mă respect cu toți, vorbim, astea, nu-i problemă, dar nu... Nu am tot ce să vorbesc de alții, mai ales pe live. Să-și rezolve treburile. Nu mai plec în Anglia. Dar au picat și în Anglia, că i-au picat și lui Cristi. I-au picat serverele și lui Cristi, că mi-a scris. Hai că intră Gianluca ăsta. Mamă, Micale, n-avem ce să faci. Mamă, ăsta m-a bătut mereu tot anul. M-a spart cu bătăile ăsta. Poate acum e altceva. Ce fraier sunt. Mamă, dar cum e Messi ăla, ce pas îți dă acolo? Da, a fost în Londra la Champions League, e foarte bun anul ăsta, incredibil de bun, joacă, te rupe anul ăsta.
Aș joc bine, mă, la ora asta. I'm crazy going forward. Îmi trebuie joystick nou. She choked. Nu cred că se aștepta să treacă așa de Vandai. Să avem un printre. Ia gata, am să joc eu posesie. La R9 scăpa singur. Mamă, și-l mutase pe lung. Nu cred. Verde, driven shot, colțul lung, tot ce vrei și nu vrei. Bă, dar ce bine joc cu ăștia, pro. Vezi că te aștept două ori? Știu cine te sabotează. Larry! Am nebunit, mai aveam puțin și făceam punctele. Ba da, mă auzeam de două ori, știu. Aveam sunetul de la YouTube pornit, pe fundal. Adică nu știu dacă mă auzeam, dar l-aveam și în mod normal ar trebui să mă aud de două ori. Ah. Da, eu pe Messi am vrut să dau centrare, mă, dacă vedeam că Messi nu mai dădeam. Nu, mă. Ce bine mă apăr cu monștri ăștia.
Noi? Da. Nu, bă, frate, cum să dai șut pe roșu să-ți dea pasă, mă? Eu n-am un noroc ăsta. Ce lent e genul ăsta, degeaba iau doar Carnomo, că ăsta e la fel de lent. Lui ăsta degeaba i-au dat card nou, că e același jucător. Lent tare te tot genul ăla, nu-mi place deloc. I mean, I just got 2 disconnections. I was 966, I was 3-0 up. Then, yeah. Nu-mi place genul ăla. Nu-mi place deloc genul ăla. Nu e stilul meu. Și să vă zic ceva, nici Messi ăsta nu se simte. Mamă, deci când l-ai pe Van Dijk acolo, ai o siguranță în plus. Știi că orice șut se duce în el, orice se întâmplă e acolo. Offside. Ah, ce bun era asta.
Imposibil, mă, să nu dai tu un driven pass. Am văzut că cineva și-a luat două de nefără și niște puncte. Eu sunt ăla. M-ai găsit. Întoarce acum. Da, de mă, Messi. Da. Help me. Mai am timp până duminică să fac puncte, până joi să fac punctele. Le-am dat tine și la bani. Faza cea mai nasoală e că eu conduceam când mi-am luat DNF-urile alea. Dacă eram condus, ziceam ok, aia oricum pierdeam. Dar să conduci 3-0 și 1-0. Și puncte multe luam, mai ales pe al doilea. La al doilea luam puncte multe. Luam 16. Ia mă să bag eu Lorente și cu ăsta să-i văd. Lorente. Și atât, că altul nu. Te pup, Claudiu.
Big Verge. Big Verge. Nu trece mă nimeni de el. Bun. O fi mă delay? Vă întreb voi, o fi delay din ce vedeți voi așa? Big Verge, Virginal, da, Virgil, Virgil. Să-l faci pe arab, da. Păi cred că acum o să-l fac. Nu crește, vedene, încep să crească de pe 17 de atunci. Mă aștept și până cineva să fac ăsta? E cineva drăguț la mine în chat și mă ajută să fac al Wairan. Păi stai să vedem ce trebuie să fac întâi. Dinata, la dinatale aici, nu? Ia să vedem. Score 15 goals using players from Premier League in any foot game mode. Ok, 15. Adică, ok, 15 goluri. Dar nu 15 meciuri, nu? Deci, stați așa. O să iau tot acum. Stați să mi le notez aici, să-mi notez. Stați așa, că vorbeam cu băiatul ăsta din chat cu Ayman. Le faci pe toate, stai așa, vedene. Deci 1 15 goluri Premier League. 2 7 victorii cu 6 jucători League One. Ok. Nu, mi le scriu aici. Uite, nu pot să le fac cu toate în același timp. 10 meciuri cu 6 jucători. Serie A.
15 asisturi cu Bundesliga. Minim 2 goluri cu La Liga. Așa, hai să dăm drumul. Păi și dacă le fac pe toate, că vreau să le iau și pe din Natale. Unde? Dă claim. Stai că o să dau claim la toate. Întâi să fac și eu. Vezi că poți să te baci. Păi și mai devreme puteam, dar picau serverele, mai aștept. Dar unde eram ăla? Unde e mă din Natale? Nu mai văd eu, sunt nebun? Aici, mă. Nu e, vreau să-l fac și pe din Natale. La Milestones, da. Da, mă, și dau un din Natale și în... Le fac pe toate. De ce să nu le fac pe toate? Că le iau și pe din Natale. Iau din Natale, îl iau la pic pe al lui Iran și poate mai iau unul. Înțelegeți? Să iau 3 jucători. Stați să-mi fac, vedeți, îmi fac o echipă, mă duc până la toaletă 10 secunde. Un minut de fapt că e toaleta departe. Și dăm în ele. Friendlies. Ce de ăsta e vedene? Nu cred că te-am la prieteni. Dă-mi ce revedene. Andru 22765. Ce echipă să-mi fac eu? Unde să-mi fac? Stați așa, concept. Ia, motivated, Cosmin. Așa, bun. Bam. Stai că plec la magazin. Bun, hai, du-te. Poate fac cu altcineva în chat până vii tu. Sherby, te oferi să-i tu? Să mă ajuți? Deci, stai să bag 6 jucători din League One. 6 League One. League One. 1, 2, mă interesează, bă, mai portare, 3, nu pot, nu stați, Andru, mă, nu Andy, bă, frate, ce am, mă, că nu mă lasă, a, ești pe PC, păi nu cred că avem cum. Îți dăduse în cere pe FIFA. N-am respins, am foarte multe cereri, n-am respins la nimeni, uite. Nu accept pentru că... La anumit... Dacă am foarte mulți prieteni la anumite turnee, nu văd să invit. 6. Stai așa că vedem, îi dăm atunci. Acum, ce? Deci am 6 ligoane. 15 asisturi Bundesliga. Hai să dăm un Bundesliga asta. Bundesliga. Ia uitați cum vin băieți. Îi bag, vedem, iau, uite, frumos.
15 goluri cu Premier League. Și minim 2 goluri în 4 meciuri cu La Liga. Deci trebuie să dau și cu ăsta. Le fac pe astea, păi nu mai joc că să stau să risc să-mi pice serverul, ce naibă. Așa, mă duc până la toaletă, revin într-un minut și dăm, vedem cum facem, Sherby, poate le dăm. Uite numele meu, stai că ți-l las aici să-l copiezi. Dăm cerere. Îmi dai tu invitația de aia. Andru227658. Alu Airan-ul fac. Gata, hai dă-mi cerere că mă duc până la toaletă și revin imediat. Gata, băieți. Back in business. Hai că intrăm, Sherby. Care ești tu? Că nu mi-a apărut nicio cerere. Nici nu știu unde văd cererile. Cum naiba văd cereri, mă, de prietenie? Mamă, eu nu știu, eu în afară să mă joc, eu nu știu să fac nimic pe FIFA, mă. Unde intru să văd cererile de prietenie? Mamă, ce e aici? Ah, gata. Aici, mă. Dă-mi de-asta. Dă-mi să ne duelăm, Sherby.
Păi și eu cum te invit? Ia uite ce somn m-a luat. De nou mă duc acasă și dorm până poimine. Ia vezi, dacă mă găsești. Te salut, nu, azi n-am fost la sală. Mâine. Ziua nu mi-este atât de bună. Mai că ești atunci. Fac alu Airan. Să mi-l dea lung, că la regional am voie să-l cerc. Acum o să am și eu super saburi, altceva. Mi-ai dat? Ce am făcut, frate? Am șters-o? Gata. Deci fii atent, trebuie să-ți dau 15 goluri. Lasă-mă să-ți dau 15 goluri. Fii atent cum faci ca să meargă treaba repede. Muți portarul și dai offside trap în continuu. Ce echipament e? A, gata. Nu știam ce echipament am. Dai offside trep în continuu, eu gen să merg drept așa și smus portarul, scos din poartă. Ca să meargă repede treaba. 15 goluri, facem 3 odată. 15 goluri Premier League, 15 asisturi. Și 2... A, nu. 2 facem atât. Și din restul câte puțin. Hai. Hai Sherby să dăm în ele. Stai să-ți dau assist cu... Gata. Am dat pasă. Aie. Pam. Nu ieși, nu ieși. Că trebuie să-ți dau 15. Trebuie să-ți dau 15 goluri și assisturi. Într-un meci, nu trebuie să 15 meciuri diferite. Nu, no, offside. Nu-i problemă. Bun, hai că merge repede treaba. Și după o să joc câteva amicale să-l testez și eu pe alu Airan. Poate jucăm cu el la regionale, dar nu prea cred, dar na. Stai așa că trebuie să dau assist cu ăsta. Să mai trebuiască să dăm unul. Adică nu, trebuie să dau un assist, las că e bine. Că l-am și pe ăla cu la Liga. Haide-mă pe Liga, mă. Ia, uitați-o. Păi nu, că merge oricum repede, că n-are treabă echipa.
A portat nu prea pot să iei cu ea, mă. Power shot. Nu, îi dau să meargă repede, nu încerc prostii că ne lungim mult. Vreau să termin cât mai repede. Ia, uitați-vă și un normal. Bun. Acum trebuie să mai dau două cu ăsta în la liga. Două cu ăla în la liga și după aia. Bellingham cu o pasă foarte interesantă și gata. Ieși. Gata, gata, ieși. Și mai avem după aia, să vedem ce mai avem. Stai să-ți dau mod, Sherby. Ești prezent mereu aici, plus ajutorul pe care mi l-ai oferit astăzi. Stai să vedem. Că trebuie să mai fac. Mai am 3 misiuni, cred. Da. Hai să dăm un pic ăsta, băieți. Să-mi dau seama când îmi spui ok, stai liniștit. Hai să dăm un ăsta, hai să vedem. Ăla era din Ococea, mamă, și Ococea ăla arată binișor. Regele mă, al Wairan. Rămân cam sătă. Bubu, gata, donat 10 roni, mersi mult de tot. Mamă, trebuie să pun și golul cu donații și cu tot aici pe live. Opa, el arată binișor așa. Binișor. Le joc și le deschidem pe live, da, se bic, dăm în ele. Deci fii atent, acum intru în meci. Wins, ok, intru în meci, dau două goluri cu ăla din la liga și ieși. Bubu Gad a adunat încă 15 roni. Mamă, Bubu Gad e pus pe fapte mari astăzi. Mersi mult, Bubu Gad. Dă-mi de asta, invitație, te rog. Ia ce sticker pune, ce pisici.
Bun, bun. Papan. Nu mai știu cum se pronunță Papin, dar nu se pronunță Papin direct. Deci, Sherby, dau două goluri cu ăla din la Liga și ieși. Două goluri și a ieșit. Două goluri și ies. Două goluri și ies. Mai avem trei meciuri așa. După o să-ți dai autogol. Papan. Papan. Îți explic după. Deci noi acum avem trei meciuri în care dau două goluri și a ieșit. Oamenii donează. Nu e interes Ice Smoke Dreams. Ice Smoke Dreams se referă că se donează și prin Type Stream, dar dacă ar fi donat pe Type Stream, s-ar fi văzut pe live, că nu am link-urile puse aici la seriu. Până lângă asta e ok și dacă donezi așa, chiar dacă oprește taxe puțin mai mari, YouTube-ul, dar e ok, adică na. Gestul contează, nu neapărat donația. No offense, Cosi, dar ce urăsc eu cel mai mult când văd casele astea de pariuri peste tot. Titanic Ellen, știi, fără să nu văd ceva legat de pariuri. Păi oamenii se promovează, investesc, până la urmă, uite, ar trebui să le mulțumiți lor. Ar trebui să le mulțumiți lor. Eu, uite, cel puțin pe mine m-am așteptat foarte mult. Eu, de exemplu, cu Zilu, când am terminat-o cu ei, la modul, Zilu nu m-a dat afară, dar s-au comportat în așa fel încât să plec eu, că știau că eu sunt nebun și că mi se pune pe ceva, gata, eu plec, nu stau. Și cu Zilu avusesem o discuție, gen vreau să-și facă sediu, în fine. Și după ce am ieșit campion european, avusesem o discuție și le-am zis, băi, eu nu știu dacă pot să vin în România, să mă mut în România, atunci eram în Anglia. Nu știu dacă o să mă pot muta în România să fiu la sediu mereu. Dacă voi credeți că asta ar fi o problemă, încă unul, Sherby. Dacă voi credeți că asta ar fi o problemă, am ieșit campion european și au luat și ei procent, nu era nimeni pe minus, toată lumea era pe plus. Hai să o încheiem, frumos, că și eu îmi găsesc o ofertă mult mai bună acum, că doar ce am ieșit campion european, nu-i problemă. Și au zis, nu domne, că tu rămâi aici până o să fie antrenor la Zil după ce te lași, tu te jucat și astea. Și am zis, ok. Uite că da, a fost situația în așa fel încât a trebuit să m-au făcut să plec. Gen, nu m-au dat afară, dar s-au comportat cu mine în așa fel încât să plec eu. Nu dau exemple și de-astea, că nu vreau să vorbesc urât de ei sau chestii de-astea să-și ia hate într-un oarecare fel. Pentru că au fost ok cu mine la modul ce a scris în contract. S-a respectat tot și au mai fost și peste niște bonusuri și astea. Așa. Și s-au comportat cu mine urât. S-au comportat în așa fel încât să vreau eu să plec. Exact în plin sezon. Și în plin sezon e greu să te ia cineva. Eu la început de sezon, dacă mă postam ca și free agent, primeam o grămadă de oferte. Și sezonul următor, în FIFA 24, dacă eu mă postez că nu am echipă, primesc o grămadă de oferte, îmi găsesc echipă imediat. Dar în plin sezon e foarte greu să-ți găsești echipă și cei de la Stanley pe mine m-au luat în plin sezon când nu prea tăia nimeni, adică eu am avut noroc cu ei. Și stai că trebuia să dau gol, am uitat. Și am avut noroc cu ei și m-au ajutat foarte mult. Deci fără casele astea de pariuri, cum spuneți voi, nu se fac multe lucruri. Ok, le vedeți peste tot și astea, dar ei investesc în multe domenii. Investesc ca să fie și ele văzute, să-și facă publicitate, dar în același timp ne ajută și ne susțin și pe noi. În România, vă zic sincer, nu este nicio echipă ca și Stanley cu bugetul să-i... Buget. Poate sunt alții cu mult mai mulți bani. Uite, poate Zilu au mult mai mulți bani. Dar să investească cât investesc ei, nu, nicio echipă. Cu contracte, muncă, cu tot, totul legal, totul absolut pus la punct. Contracte, tot avem. Înțelegeți? Și asta a fost treaba. Adică pe mine m-am așteptat de casele astea de pariuri, cum spuneți voi, ajută. Ok, investesc bani și astea și sunt peste tot. Pentru că investesc bani, dau bani să fie peste tot. Dar în același timp, ele când dau bani ajută și celelalte persoane, televiziunile și așa mai departe. Înțelegeți? Și până la urmă le vedeți acolo, dar nu vă obligă nimeni să jucați.
Vedeți reclama, dar nu vă obligă nimeni să jucați la pariuri, înțelegeți? Asta este, până și ei spun că jucați pe proprie răspundere și joc responsabil. Uite, și noi avem, am licența jos în stânga pe live. Da, oamenii donează de plăcere, nu contează prin ce. El se referă la faptul că eu primesc mai puțin dacă donez așa prin YouTube, că opresc ăștia taxe mai mari. Dar nu mă interesează. Adică gestul contează pentru mine, nu mă interesează neapărat. Da, eu cred că la nimeni n-am zis. Am văzut mulți YouTuberi și nu de FIFA, mă uitam la mulți YouTuberi în general, alte jocuri. Și spuneau numai când primeau o donație pe ăsta, pe chat, spuneau nu mai donați pe ei, nu mai donați prin chat, donați pe TypeStream. Dar eu niciodată n-am spus asta, pentru mine gestul contează. Ia să vedem. Stai să vedem, Sherby. Gata, e gata și ăsta. Fii atent, acum doar intri, dai autogol și ieși. Două meciuri. Și după aia avem 10 meciuri unde o să dai mingea afară și ieși. Nu trebuie autogol, nu trebuie nimic. Deci acum îți dai autogol, a ieșit. Autogol a ieșit și după aia... Gestul ca gestul, dar de ce se îmbogățești YouTube-ul? Dacă nu era YouTube-ul, nici eu nu eram. Nici eu nu primeam procentul ăla pe care îl primesc. Adică și ei te ajută. Trebuie să... Trebuie să... Na. Vedem toate părțile. Poate unele persoane lucrează la YouTube. Nu, dar dacă nu era YouTube, nici eu nu mai primeam donația asta, de exemplu. E normal să ia și comisiune. Păi au profit, clar că au profit, că au fost băieți deștepți și au făcut YouTube-ul și na. Mie ce nu-mi place la YouTube că nu promovează, adică nu că nu promovează, nu bagă chestii mai interesante pentru partea de stream. Uite, de exemplu, emoțiile astea. Se văd foarte mici, pe Twitch sunt foarte șmechere. Astea, de exemplu. Pe care le am eu pe aici. PK6. Se văd mici rău de tot pe Twitch, sunt super. Mulți și-au membru doar să pună emoțiuri de-astea în chat. Înțelegeți? Nu promovează partea de streaming atât de mult. Da, Twitch-ul e altceva, adică poți să pui și tu un playlist frumos. Păi cum era acum să avem și noi o muzică frumoasă? Puneam un playlist ăla, era bombă. Da, ești limitat pe YouTube, asta e nasol. Ești limitat. Gata și ăsta, acum stai să-mi schimb echipa și doar intră un meci, dai mingea afară, ieși. Sau dai mingea afară, care o are primul. Stai că am nevoie de 7 jucători seria A. Și le-am făcut pe toate. De ce nu faci live pe Twitch? Nu vine lumea de pe YouTube, Bubu. Uite, am 140 de persoane. Dacă aș fi fost acum pe Twitch, aș fi avut maxim 50. Testat. Până și la început de an, când e hype-ul la mare, am încercat... primisem ofertă de la ăștia de la YouTube, de la Facebook, să fac parteneria cu ei. Știți că ăștia de la Facebook dădeau parteneriate plătite, adică oferau salariul lunar să faci live la ei acolo. Și am făcut un live de test și aveam pe YouTube vreo, nu știu, 5-600 de persoane și pe Facebook, da, 5-600, dar abia au venit 180, ceva de genul ăsta. E foarte greu.
Gata. Hai să-i dăm acum. Iar sunt DNF-uri. Uite mă, exact. Mamă, deci perfect. Perfect, perfect, că voiam să mă bag la Rivals după obiectivul ăsta, nu mai jocați. Te pup, puteti. Da, frate. Stai liniștit, nu mai zic nimic. E greu să te apere anul ăsta, dar să nu scoți jucătorii. Cel mai important sfat e să nu vă scoate jucătorii după poziții. Și asta am văzut la Nicolas, că o face cel mai bine. Nu mă las să intru pe Ultimate. Știu că nici mine nu m-a lăsat să intru pe invitația ta. Și conduceam la weekend. Lasă, Sergiu, că eu am pierdut 40 de puncte pe care le faci în... Gândește-te că acum a prins meciuri unde e 7-8 pe meci. Trebuie să joc să nebunesc acum. Să nu-ți scoți jucătorii de pe poziții. Asta e cea mai mare. Eu vă garantez, dacă la weekend voi nu vă scoate jucătorii de pe poziții, faceți 16 victorii lejer. Asta e cea mai des întâlnită greșeală, când îți scoți jucătorii de pe poziții. Nu știu dacă am eu un videoclip aici, să nu-i tău. Uitați-vă cum încerc eu mereu să-i țin pe poziții. Vedeți? Uite aici de exemplu. Uite, unul poate ar fi rămas cu ea ture selectat, dar îi schimb. Se joacă, uite. E mingea în partea stângă la Iaturi, îl schimb pe Iaturi. E mingea în partea dreaptă, în partea lui Bellingham, îl schimb pe Bellingham. Vedeți cum îi schimb în continuu? Niciodată nu duc unul peste altul. Deci că am greșit pasul ăsta de începător, nu-i problemă. Vedeți cum îi țin mereu pe poziții? Îi trag mereu înapoi, chiar dacă îi scot, îi trag mereu înapoi puțin. Nu, vă recomand să nu mai jucați asta. Au picat deja de... Păi, voi schimbați cu el unul, eu schimb din analogul dreapta. Dau player friend și mă duc înapoi. Cred că trebuie să închid, să-l deschid iar. Uite, de exemplu, și aici, vedeți? Cum încerc mereu să nu-i scot după poziție. Și dacă l-am scos puțin, îl duc înapoi. Vedeți? Niciodată nu vin cu un jucător de pe poziție peste alt jucător care este pe altă poziție. Trebuie. Nu, frate, doar dai din analog, nu activezi nimic. Doar dai din analog, unde vrei să schimbi, acolo schimbi, dar e foarte greu. Mie mi-a luat un an să învăț bine. Eu de exemplu, nici acum nu consider că știu perfect. Vezi, niciodată nu trebuie să scoți jucătorii de pe poziții. Asta e. Și la nivelul ăsta pro, la nivelul pro, asta e cea mai, nu știu, mare greșeală pe care o faci. Mereu când ai scos un jucător de pe poziție, exact acolo te atacă adversarul, la nivelul ăsta. Da, au picat, vă recomand să nu mai jucați azi. Cine e pe live, nu mai jucați azi, au picat 3 ori în ultima oră serverele. O să tot luați DNF-ul și pierdeți meciurile iurea. Așteptați și voi până diseară, până mâine. Aolo, dar e weekend-ul, măcar așteptați până diseară după ora 8. Tu e zeu la jocul ăsta. Sunt zeu, dar sunt zeu și că m-am antrenat o grămadă. Se pot juca și mâine meciul la Weekend League? Păi jucați mâine atunci, mă, nu mai jucați azi. A, dacă n-au, o să prelungească, deci n-au prelungit sigur. Dacă o să prelungească, băgați-vă mâine, nu vă băgați azi. N-are sens, nu jucați azi că vă enervați. Sau dacă vă băgați, asumați-vă că pot pica serverele și nu spargeți tot prin casă. Mâine, păi da, dacă se prelungesc, aveți până seara, nu? Până marți dimineață, gen. Nu are sens, era 89.
Băi, Sergiu, eu aveam 3-0, minutul 30-40. Da, Alex. Haide. Haide, stai așa. Uite, mă, păi nu ne lasă să jucăm, frate. A, păi n-am în Discord după ăsta. Stai că sunt la sediu, Sebic. Sebic, sunt la sediu și n-am astea instalate. N-am cum, deschidele. Haide, de ce nu merge? Vezi că trebuie să-l activezi din setări player locul, Bogdan. Păi dar nu mi-au salvat echipa, frate. Stai așa, stai. Sherby, stai că nu mi-au salvat echipa. Am băgat în șol la Liga și uite, mi-au dat tot ăștia. Jucam și 10 meciuri degeaba. Bine că am verificat. Băgat în Serie A și mi-au lăsat o Ligon. Asta mai lipsea, să jucăm și 10 meciuri degeaba, că nebuneam. Respect, Max, mereu sfaturile tale și videole tale sunt foarte bune. Păi mereu am încercat să fac ceva care este pe YouTube, ceva care chiar ajută. Că și eu pot să vă dau sfaturi de alea aiurea, de la uziste la oricine să fac un videoclip pe YouTube. Dar mereu am încercat să vin cu ceva nou și care chiar ajută. Făcut squad builder. Păi, Sherby, să știi că ai și tu dreptate, mă. Și aș face mai multe videoclipuri, dar nu am timp. Și a fost și haosul ăsta la mine în viața mea acum, în ultima perioadă. Gândiți-vă că m-am mutat din Anglia, România, am stat în Călăraș și acum m-am mutat în București. Am fost numai cu treabă. M-am mutat în București, săptămâna trecută a trebuit să stau în Călăraș că a venit mama și am avut ceva treabă o săptămână în țară, în Călăraș, gen. Păi da, mă, dar nu mi-au dat serie. A, ba da. Dar nu-i serie A, mă, e și serie. Ia asta, stai așa. Stai că nu știu să fac asta. Ligă-te, da, sunt slab tare, Sherby, știu. Nu, sunt varză pe astea. Gata. Mersi mult, Munteanu. De ce nu ești foarte explicativ șoferi și cătorilor cu mai puțin experiență, gustul de care au nevoie? Da. Dăm iar, am dat remove în greșeală. Dar ăștia oare să duc? A, nu să duc, e amical. Trebuie să fii foarte, să explici foarte bine și când faci un video de ăsta, pentru că sunt jucători care pur și simplu nu știu, na. Nici ăla analog, când le zici schimbi din analogul dreapta, trebuie să le arăți care e analogul dreapta, trebuie să explici foarte, foarte bine. Intră la setări, la joystick, Bogdan, și arată acolo player lock și îl dai de pe off pe on. Și acum joc setările tale timp în ultimul video și tot mi se pare... Da, sunt foarte bune. Uite-te pe Instagram, că acolo am toate tacticile. Măritez am prodată la SBC? Nu prea. Ia uite, mi-a dat Sherby poză. Da, Sherby, știu ce zici. Da, camera e foarte bună. Nu e, o să mă juc cu un amical două, probabil. Și după o să plec, că n-are sens. Trebuie să-mi dai și mie un match donat, că după luăm DNF după DNF, din câte știu eu, adică. Că match-ul mi se pare. Cum? N-am auzit niciodată.
Ai un limit, ai un limit, auzi, ai un număr limitat de ieșiri din meci. Nu știam. Păi da, dar în amicale, eu știu, Șerbi, eu știu că la alea unde făceai obiective sau asta, dar în amicale nu contează. Eu nu știu cum rămâi calm, eu mor de nervi când ratez și după iau gol pe contră. Și eu mă am enervat, dar nu rezolv nimic cu nervii. E foarte greu să te controlezi. Nu rezolv nimic cu nervii, dar în același timp e și foarte greu să te controlezi. Nu vă mai băgați să jucați câteva ore, că ori să pice serverele non-stop și n-aveți ce să faceți. Pică serverele non-stop. Ia să vedem câte mai avem Sherby. După iau și eu toate obiectivele astea, frumos, deschidem pachete. Na, băi, n-ai cum, dacă nu poți să te joci. Mamă, încă 6. La ora actuală, Cosmin 4-2-1-2 mai relevant. Este. Depinde împotriva cui joci. Unul care se apără slab în centru este foarte bună, 4-1-2-1-2. Îl aglomerez foarte mult în centru. Dar în același timp trebuie să-ți asumi că îți dispare jocul din bandă. Ai doar lubul ăla care-ți urcă dacă folosești tacticile mele. Momentan sunt pe 4-3-3-3. 4-3-3. Varianta 4. Nu prea sunt. Nu știu de ce jucați voi tacticile astea. 4-2-2-2, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 5 fundași, astea sunt relevante. Celelalte, nu știu. Consider că sunt cam invenții. În FIFA 21 parcă era un 4-3-3 bun. Mai alte Sherby. Și după aia testăm pe Al-Wairan. Mai joc niște amicale, păi n-am ce să fac. Mamă, și suntem 100 și alte persoane și n-a primit nimeni notificare. Nu s-au dat notificări, poate că mi-a... Ieri am tot închis live-ul, l-am deschis iar, l-am deschis și ieri am făcut vreo 3 live-uri. Și cred că de asta nu s-au dat notificări. Dar oricum, YouTube este foarte slab pe partea asta de notificări.
Hai mă, că-s curiositatea lui Airana la ce poate. De-aia asta sunt, ce echipă, nici nu mai știu ce echipă voiam să-mi fac la regionale. A, cu Neymar acolo în centru. Cred că mai bun Neymar decât el. În ce joc eu. Continue. Mă chinui să-mi fac echipa, vă fut bine acum. Ramos. Nu prea aș vrea să joc cu ăsta, cu Hakimi. Cu toate că ăsta tot e bun, dar ăla normal. Van der Sar. Hakimi. Da, Flu e depășit, da. Și n-am nici voie, că e legendă. Și n-am restricții. Ronaldo, Grasso. Mbappe. Ginola. Mi se pare că în 4-2-2-2 pot să-i așez. 4-2-2-2. Bellingham și aia ture, ia să-i vedem. Aia ture. Cap de Vila băgat aici. Mamă, dar stă Bellingham slab tare. Două, trei, patru jucători. Te-a dat afară în Ultimate? Păi și dacă îmi dau autogol? Mai avem 3. Ia, hai să vedem. Mie să nu fi picat iar serverele. Ah, nu, uite că stau ăștia și așa. Și acum dacă dau manager englez, Potter, cu Bundesliga, nu mai păcălim cu o liniuță pe ăsta. Nu l-am păcălit, mă, cu nicio liniuță. Cu Bellingham. Trebuie să jucăm Bellingham o liniuță. Te-a lăsat, văd. Adică mie mi s-a pus, gen. Ia, aveam 7. Opt. Mie mi s-a pus. Da, mi s-a pus, uite. 8, aveam 7. Haide, încă 2 mai trebuie și atât. Da, am ok să fac echipa. Aș juca cu Bellingham ăsta în unul chemistry, că n-am ce să fac. Aș lua bullet ăla. Primesc din Natale și îl pot juca la turneu pentru că este jucător la 1.
Știu că se simte, dar Jude ăla îmi place mie la mijloc, acolo se mișcă rapid rău. Asta e ideea, că se mișcă rapid și eu de asta am nevoie acolo. Dar e posibil să o încerc și cu Gullit. Dacă joc cu Gullit, îmi trebuie un RM și în situația asta ar trebui să joc cu Alwairan. Big up, te pup Tony, ce faci, cum ești? Gulit în zid, asta e ideea, că mă ajută mult și în apărare. Ajută și în atac mult și în apărare. E posibil să-l iau, să-l joc cu ăsta, cu Yaya Touré. Și să-i dau lui Yaya Touré un, nu știu, ceva de agility și balance, ca să-l pot juca acolo, CDM. Dacă făceam punctele azi și nu luam DNP-uri, testam tot până acum. Dar nu prea pot să testezi. Vedeți? Hai, Sherby, mai dă una și gata. Nu am gulit. Am văzut pe story că ți-ai picat serverul și eram curios ce s-a întâmplat, mă gândeam acum unde să ieșim. Păi nu știu, gândește-te și îmi scrii. Da, au picat serverele. Eu trebuie să fac 1000 de puncte să mă calific în primii 512 jucători la campionatul european. Până joi, gen, trebuie să fac 1000 de puncte și aveam 966. Conduceam 3-0, m-a scos din meci și mi-a scăzut puncte. După aia, iar conduceam 1-0, iar m-a scos din meci, iar m-a scăzut puncte. Că dacă te scoate din meci, nu contează pentru server, pentru orice, ție ți se pune înfrângere. Da, merge treaba, dar nu merg serverele. Serverele nu merg. Gen, merg ce merg și pică. În ultima oră au picat de 3 ori. Da, nu e normal, dar n-avem ce să facem. Gata, Sherby, mersi mult de tot, te pup. Haideți să vedem acum. Da, e ciudat rău. Stai să-ți dau mod aici, Tony. Gata. Player pick, ia să vedem. Ce se uite aici, mă, marchez de asta ar fi bun sau să iau o cocea? Pe din atare oricum îl dă. Nu îmi dă Sherby nimic, ce părere ai de EA Sports FC? Nu știu, o să fie tot FIFA, doar că numele, același joc, numele diferă. Același conținut, dar ambalajul diferit. Să le iau pe ăsta, mă, pe Ococea. Cum da, central marchez ăsta, nu cred că mă aștept nimic, iau Ococea. Kai'Sa la slăbuț în atac. Ăla nu-i bun nici în atac, nici în apărare. Așa să fie foarte bun în atac sau foarte bun în apărare. E undeva între. Și n-ai nevoie de așa ceva la nivelul la care jucăm noi. Di Natale. Ce aiurea când dă o grămadă de jucători de ăștia alone, nici n-am ce să fac cu ei. Mamă, mi-e un somn. Mai știu ce să dorm direct.
Tocmai ce m-am trezit. Ai mai dormit? Când mai joci pentru puncte? N-aș mai juca azi, nu vreau să mai risc, Alex. Mâine cred că fac live, azi nu mai... În ultima oră au picat serverele de 3 ori. Și de 2 ori am fost victimă. De 2 ori am fost victimă direct. Iau astea obiectivele, deschidem pachetele și poate mai joc un amical 2 și nu știu. Mă duc să dorm. Că mâine trebuie să mă trezesc de dimineață, mâine mă trezesc pe la 8, merg la sală, după la 1 am programare la tuns. După vin să fac live, să ne jucăm, să facem punctele, stau live până facem puncte. Sâmbătă sunt regionalele, da? Bă, frate, dar în fiecare sezon a trebuit să mi se întâmple mie ceva, mă. În fiecare sezon. Sezonul trecut nu puteai să te joci în ultima zi. Un succes, mersi, te pup. Te tunzi iar la Dănuț? Nu, nu, în București. O figură mare, am încredere. Și eu am încredere mare, bine, regionalul ăsta. Joc bine. Regionalul trecut m-am antrenat cel mai mult. Dar acum nu știu, simt că am înțeles și eu jocul în sfârșit. Finally. Păi nu pot să iau ăsta, mă. Arată că am cadoul acolo, dar nu merge să iau. Adică sunt meciuri puternice. Faza e că îți dă foarte puțin pe victorie și foarte, îți cade foarte mult pe înfrângere. Adică la o victorie îmi dă undeva la 8-10 puncte și la o înfrângere îți cade și 27-30. Aseară, de exemplu, am făcut egal și mi-a scăzut 10 puncte la egal. Pentru că eu am puncte multe și dacă adversarul meu nu are la fel de multe, na, e diferența mare. Vreau să te văd ca pe Messi din avatarul meu. Da, e nasol, dar am timp până joi să le fac. Mâine o să vin și sper să le fac mai rapid. O să joc toată ziua mâine. Mâine toată ziua pe live. Da, și eu zic că o să le fac. Shadowhunter am, mă. Da, să iau un shadow totuși. La cât ieșim până la urmă? La 6? E diferență la gameplay? Nu, nu prea. Alex. In the stars. Da, deschid și toate pachetele. Facem pe opening. Cum e vremea? Băi... O să fie friguț. Și acum era răcoare așa, dar la ora aia cred că o să fie friguț. Mai ales dacă stăm până, nu știu, 8, așa. Da, eu zic că e de interior, Tony. Ia să mă uit și la vreme. Sunt 11 grade acum. Deja la ora 7 sunt 9 grade. Shield. Mamă, deci eu mor că nu există opțiune să colectez tot dintr-o dată. Trebuie să le iei așa pe rând. Maestro. Ha, haide mă că vreau să deschid pachetele. Am green screen ăsta peste tot. Ia asta să activez green screen, să vedem cum se vede. La unde eram ăla? Filtre? Ceva de genul, ia să vedem. S-ar vedea ceva de genul, dar asta că trebuie să dau eu camera mai așa.
Ceva de genul. E mai bine așa sau înainte? Cum e mai bine? Așa e mai mișto? Da. Super la un player spec. Bun, ia să luăm pe ăsta. Mult mai bine așa, serios? E mai bine așa decât înainte? Plutesc, da. Lasă așa atunci. Pune-te în stânga sus și mai mare puțin. O să le fac mine. Încă nu este gata studioul aici la noi. Săptămâna asta sper eu să terminăm cu tot. Să avem totul pus la punct. Că sâmbătă e turneu. Să facem și noi un vlog foarte frumos. Cu grafică, cu tot. 80 plus cu 80 cători, nu, ăsta e. Poate îmi dă ceva la un bun. 4, 3, 2, 1, da. Ce mai bun. Mai profi. Bun. Te salut, Beleaua. Am tacticile pe Instagram, Alex. Mamă, câte de-astea sunt luat. Păi nu, cu alea joc. Nu prea le schimb eu așa. Rar când mai schimb de ceva. Diferență mare între 22 și 23. Da, diferență mare de tot, Tony. Au schimbat foarte multe lucruri. Mie, personal, mi se pare cea mai mare diferență de la o FIFA la alt. Nu cred că ai colectat astea în viața ta. Niciodată nu le colectezi. Gândește că de multe ori trece sezonul și nu mai poți să le iau. Faci un hero pick, ce naiba, e țeapă mare hero pick-ul ăla. Și mie mi-a plăcut mai mult FIFA 22. La FIFA 22, ce naiba, ești campion european, înțelegi, eram, nu știu, asp pe jocul ăla, înțelegeam jocul perfect. Poate jucăm o dată, da, auzim și jucăm. Mai bine web-ul jos, ca să nu mă văd eu așa plutingen. Vie aici la sediu, Tony, dăm aici un meci. Vorbim și cu Antonio, să dacă știi Antonio, numai în cluburi sta Antonio. Nu mai jucați Rivals, că mi-e frică să nu pice serverele iar. Da, ar trebui să mut reclamele sus. O să văd cum o să așez stream-ul așa, să nu mai fie atât împărțite. Ia să vedem ce e ăsta. Na, mă, că azi este Papan. Ia uitați-l pe Papan. Cum a venit. Regele. Și ce pachet a fost ăsta, mă? Un slab rău, nu? Trește ca bun. Paolo putea fi Ginola. Pentru slăbit, cel mai recomandat deficit? Da, băi, dar nu știu, eu la nimeni n-aș recomanda. Dacă vrei să te apuci de sale, nu ți-aș recomanda slăbești. Că nu știu, doar dacă e supraponderal să fii foarte mare,
dar poți transforma grăsimea în masă, adică tu slăbești, gen ești gras, după aia tu slăbești și după aia o să te chinui să pui la loc ca să pui masă, că n-ai cum să pui masă și așa dacă tu ai 60 de kilograme. Adică eu aș recomanda să faci, să faci sală normal, pentru că în timp te vei transforma în bine, gen, transformi totul în masă. Că tu așa o să slăbești, e, nu știu, punctul meu de vedere acum, na, fiecare cum consideră. Dar eu nu văd sensul să fii, gen, ești gras, după aia te chinui să slăbești, ajungi slab și după aia te apuci de sală ca să pui iar pe tine. Nu văd sensul. Și o să-ți fie mult mai greu când e slab, că n-ai forță, că n-a. Uite, și mie mi-ar fi convenit să fiu mai mare când m-am apucat de sală, să fi avut 100 și decât să mă apuc de sală de la 65 de kg. Mi-a fost greu să ajung la 65 de kg la 92, să pun numai ce trebuie, nu să mă îngraș numai cu prostii, cu fast food și cu de-astea. Mi-a fost foarte greu. Da, recomand sală plus deficit. Mamă, câte pachete am. Hai să scăpăm de el. Vreau să bag un SBC bun ca să-l fac și eu, dar nu știu ce e SBC. Hero picul ăla nu prea se merită, că nu prea are ce să împice. Nu văd ce aș putea folosi eu de acolo, Blusio, dar e slab Blusio, nu prea mai îmi place. Ia ture atât. Sufer de green screen, altceva. L-am pus acum, nu l-am avut tot live, acum l-am pus. Ca să văd cum se vede. La început când am venit aveam lampa asta pornită și mi se vedeau, nu știu, niște umbră așa în față, nu știu. Nu o vedeam bine. Da, cine ăla e lent. Are body type-ul lent. Toate că l-are statusuri bune, dar body type-ul lent. Bine, chiar da. Îl joc la regionale. A fost un live productiv azi. Am pierdut o grămadă de puncte că am luat DNF-uri. Am jucat amical, am făcut Aluairan din Natale. Bun. Mamă, dar ce somn, mie nu mai pot. Deci, dacă nu-ți place genul ăla, n-am cum să joc cu Johan, că am restricții. Cred că asta vreau să zic, am toate cardurile și mi-e osilă să deschid pachete. Deci eu nu înțeleg ce plăcere poți să ai deschis pachete, mă, că toată lumea e nebunită după pachete. Nu înțeleg ce plăcere aveți voi când deschideți pachete. Ia vedeți. Capte Vila. Haide. Dă-mi-l pe Capte Vila. Bun și ăsta, că o să crească.
A, nu mai e ca pe Vila, ok. Am înțeles. Dacă pica ca pe Vila, nu, știu că am la regionale, cu la regionale lui joc oricum, Sherby. Îl am loan. Îl am loan și îl joc. Haide, mâncă 7 pachete, după mai joc un amical și după plec acasă, că nu am ce să mai fac. Sunt 3 ore aici. Și nu merg serverele, că dacă mergeau, jucam, era problemă. Vă văd că dai, nu-mi dau seama, dau skip-uri simplu. Astea sunt pachete bune în mod normal. Ma, 89. Bun ăsta. Am la jucător pentru SBC-uri. Ia mă, ce jucători luăm. Bun, ăștia. Mai când, da, pe bune că fac un icon mai din duplicates. Am duplicate orice jucător aproape. Haide mă să mai jucăm un amical. Când e sâmbătă. Să testăm și noi alu Iran. După să mergem acasă. Unleashed. Unleashed. Copy squad. Copy unleashed. Joacă cu echipa aia de serie A, da? Așa. O să dăm. Îl dăm și pe ăsta. Unde e mă gras? A, l-am băgat aici. Dar lui Iran era nou ce de stare. Ce poziție? Un rating. Right winger, ok. Apoi era. Dar ce este ideea asta? Mă dau un shadow să-i facă tot 99, nu știu. Hai mă, să-i dau un shadow.
Să-i crească ca lumea la astea. Știu, Nima. Vreau să-i dau ancoră. Cred că și cu ancoră tot la ea, să vedem. Să-i dea și fizică, îl contează mult. E, lasă așa deocamdată. Timp după nu mai stau. Acum te el. Ia să vedem acum dacă găsim și noi vreun meci. Nu contează. Pe Zurich, hai să joc pe Zurich. Am pus pe aici. Gata, am postat, dacă nu găsesc un meci rapid. Stai să vă mic, da? Posibil să joc. Stați să-mi bag plus de la telefonul puțin, că mai am nouă baterie și trebuie să plec. Nu găsesc meciul. Migrenelit. Ia uite mă ce asta, Ancelotti de Militao, că poate să fie și un atacant foarte bun. Nu, eu nu mai joc. Uite, exact când am zis că nu mai joc, a intrat ăsta, vreau să plec acasă. Hai să joc acum. Hai, joc cu meci. Și am plecat. Ăsta e jucătorul lui Juventus. Trebuie să stau așa.
Deci din ăla și al lui Iran o să fie horror la regiunea asta. Doamne, cum a prins mă direct în mână? N-am văzut în viața mea așa ceva. Doamne, cum a scos un pe aia, bă, verde? Noi. Se vede nasul green screen-ul. Vă-l scot. Da, e de nuzo. Băi, nu e rău alu' Iron ăsta, îmi place, să știți. Se simte diferența între el și celălalt. Avem impresia că m-a refundat stânga acolo. Bun, cap de vila. Elege-mă cap de vila. Oh, ce pasă bună. Dă-i cine ăla mai tare.
Amical. Da, slab, mamă, uitați-vă statistici. Can I play you? I mean, I think I will go home after this game. We will play next time, bro. No. Nu mă așteptam. Bă, ăsta e cel mai lent. No, first time. Shot. Sweet.
Nu Shelby, nu. Nu, no, am 927. Can I join you? Bro, I'll go home. I'm done for today. I'll go home and we can go tomorrow for sure, bro. Tomorrow for sure. See you tomorrow, I mean. Băieți, vă pup, seara bună tuturor. Vă mulțumesc pentru susținere, nu știu. Poate o să fac live și diseară, dar nici nu știu. Nici nu știu, sincer. Să văd, dar nu cred cum mai joc diseară. Nu cred că mi-e frică să mă joc, na, mie să nu mai pice serverele. La fel, Sherby, v-am pupat, zi bună, tuturor, succes la Weekend League și vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea.